tuturor și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Haideți că în sfârșit apuc să filmez și eu acest unboxing de la Oriflame. De dimineață mă tot chinui și a fost muzică pe aici, prin jur și nu am putut să filmez. Doar ce s-auzea foarte, foarte, foarte tare în casă și da, s-ar fi auzit și pe filmare. Așa că am așteptat momentul potrivit, ce anume spre seară, să-l filmez. Da, vreau să-l pun ca și clip bonus luni, așa că haideți să începem. Este unboxing-ul campaniei 8, care ține până în... Nu am catalog, am pe următorul, dar văd că următorul începe în 22 a 6-a, deci ăsta ține până în 21 a 6-a. Nu l-am, nu am niciunul, din păcate. Mă uitam să vă poate mai am unul rătăcit, dar nu. Nu mai am niciunul. Așa că... trebuie să mă credeți pe cuvânt că este unboxing-ul campaniei 8. Da, o să vă arăt noul catalog, dar la momentul potrivit nu am o comandă mare. Asta este. Am câteva chestiuci și haideți să începem să vi le arăt. Încep cu acești ochelari care erau la un super preț. Îmi place foarte mult acest săculeț. Erau la un super, super preț și am zis că de ce nu. Eu mi-am ochelari de la ei și îmi plac foarte mult. Și asta se deslipesc. Această chestiucă de aici nu-mi place. Și așa arată. Haideți că îi și probăm. De ce nu? Wow, ce fainis! Am oglinda în față, mai bine mă uit în oglindă. Foarte fain. Da, poza de thumbnail. Apropo, revin. Revenit, chiar am făcut poza de thumbnail și îmi dau aceștia jos că mi se aburesc. Deja foarte frumoși sunt. Și genul acesta nu mai am și chiar îmi plac. Ok, se folosesc drag vara aceasta. Mai departe am recumpărat acest gel intim de la Feminel. Mi s-a terminat de curând. Acesta îmi place mie foarte mult. Varianta aceasta este foarte ok. Acesta îmi place mie mult. Chiar mă înțeleg foarte bine cu el și îl tot recumpăr. Ați văzut, de fapt, dacă mă urmăriți de ceva vreme, știți. Am recumpărat și această cremă cu SPF 50. E aparat și pe cea de la... Eu am și pe cea de la Avon cu vitamina C. Dar... deși acum tot pe asta o folosesc și vreau după aceea să încep pe aceea și pe aceea iarăși pe aceasta. Deci vara aceasta sunt asigurată, să se vadă cum arată. Este de la Novage, are 30 de ml și da, SPF 50. E foarte ok aceasta. Chiar sunt curioasă și cea de la Avon cu vitamina C, pentru că da, fiind și cu vitamina C poate mai ok, nu știu, dar aceasta intră repede în piele, nu lasă pelicula cea albă de la SPF, dar o super recomand. Și acum a fost și la un super preț, tocmai din cauza asta am cumpărat-o, știu că nu iese tot timpul și că, na, atunci am, când o prind o și cumpăr. Și am luat o perie, am văzut acolo, stați un pic să desfac, se zicea că e... este foarte bună pentru descurcat părul și am zis, ok, tu vii cu mine. Nu tu vii cu mine, tu vii la mine. Foarte faină, așa arată. Nu știu, știați că am văzut și nou catalog. M-am uitat așa un pic, trăs cu ochiul, să vedem ce scrie despre ea. Ziceam că este 27,99 un nou catalog și zice așa, perie pentru descurcarea părului la Natural. Perea descurcă delicat și cu ușurință părul umed sau uscat, lăsându-l neted. Fabricată cu 30% paie de grâu, această perie de păr este mai prietenoasă cu mediul. 23x7 cm, materiale paie de grâu, nylon și PP. Nu știu ce e PP-ul. Așa arată. Da, că simte și foarte ciudat așa.
tine. Eu oricum nu-mi pieptăn părul ud. Niciodată. Bine, abia aștept să o folosesc. O să vă țin la curent dacă îmi place. Mai departe. Am cumpărat un parfum din acesta glasier. Era la o super ofertă și trebuie să fac un cadou, așa că fiind și mai tineresc. E așa, la ce... Eu așa îl văd, mai tineresc. Am zis că da. Acesta. Și preț, și bun, și toate beneficiile. Această pudră de la On Color, medium beige. Și arată, stai un pic să o desfac. Are o chestiucă aici. Așa, să îndepărtez. Și arată. Bine că nu se vede, dar e foarte, foarte creativă la atât, așa se simte. Deci așa arată. Eu am tot fost o lăudată la Georgiana Dumitra și am zis că da, nu are oglindă, că are o chestie că de asta, dar oglindă nu are. Am văzut o lăudată la Georgiana Dumitra, vă ziceam, și da, ea având și tenul mix ca și mine, zic sigur o să fie și mie bună. Are 6 grame și nu găsesc unde scrie. Până luna, expiră luna 12-2023, deci super bune, super ok. Oricum eu mi le notez pe toate, deci când încep, eu și notez când expiră, să știu. Mi-am luat și un burete din acesta coniac, conjac. Să-l înlocuiesc pe cel de la baie. Nu știu dacă nu tot de la Oriflame, este și acela, nu mai știu exact. În fine, l-am luat să-l înlocuiesc. Acestea sunt foarte, foarte ok de la Oriflame. Am mai avut în trecut și îmi plac mult. Era o super ofertă și la această cremă, Milk & Honey. Da, îmi place foarte mult această cremă. Mie îmi place mult mirosul de miere. Și combinația aceasta lapte cu miere este pur și simplu delicioasă. O combinație foarte, foarte delicioasă, mâncabilă. Bine. Și este și foarte bună pentru, zic aici, hand and body, pentru mâini și corp. Da, deci chiar merită. Cantitate 250 ml. Să văd că expiră în 2025, super. Așa arată. La doar una, că sunt doar una. Era și o super ofertă la pastele de dinți. Erau 14,99, dar îți dădea și o periuță. Și am luat varianta aceasta cu OptiFresh Sensitive. Aceasta. Nu știu, la varianta aceasta tot timpul vin așa recipientele turtite. Mai am și tot așa, a venit în bine. Și mi-am luat și varianta aceasta. Mie asta îmi place mai mult. Pro White. Tot așa a venit cu periuță. Periuța aceasta. Da. Pe cealaltă cred că tot aceeași periuță, nu? Da. Așa. Deci am zis, super, super ofertă la ele. Mă uitam să văd dacă am pe aici, prin apropiere, varianta veche. Au schimbat, mă bucur că nu le-au scos pe aceste uleiuri de păr Love Naturals. Am luat 5, doar că mai am din acelea vechi. Și da, cocos și... Văd aici, grâu, uite grâu. Că așa i-a schimbat ambalajul. Sunt tare, tare curioasă dacă sunt mai bune, chiar o să testez unul cât de curând. Și da, am la 5. Le-au și scumpit un pic. De obicei erau 3 lei și ceva, acum sunt 4 lei și ceva, deci cam mult le-au pus la ele. Au pus la ele cam mult, aș zice cam mult, dar din ofertele online am luat această cremă pentru tălpi, pentru noapte. Este o mască de noapte, practic. Și da, abia aștept să văd, să văd și cum miroase. Eu mai am și de la ei și de la Avon. Dar, da. Ce să ne mai fac?
Bun, abia aștept și pe aceasta. Nu știu dacă varianta aceasta mai tot, dar abia aștept să o testez pe ea. Mai departe, taxa de manipulare, transport, pachetare, tot timpul nu știu. Am înlocuit-o cu acest rimel, care chiar o să-l desfac. Că sunt tare curioasă. Este acesta pentru volum și de la The One și este o mascara waterproof. Este Tremendous Big Volume mascara waterproof de la The One. Haideți să vedem și speriuța. E stufoasă, așa. Bine, aștept să văd cum e. Eu l-am deschis de curând pe cel de la Sabinuța, de la app-ul meu. Și îmi place mult și acela, dar da, mereu mai îmi place să mai deschid. Să am mai multe deschise. Și mai am două chestiuți și gata. Am primit aceste două chestii. Ofertele acelea că dacă cumperi de o anumită sumă din catalog, primești la 15 lei două produse. Anume crema de corp Miss Giordani. Aceasta eu am și parfumul. Și un rimel de la Giordani Gold. Credibil. Ceva cu incredibil pe acolo. Și anume acesta. Ce-mi plac ambalajele acestea, sunt foarte așa luxoase. Haideți că și așa. Ce soare periuța așa. Și acestea sunt foarte ok de la ei. Și acesta a fost unboxing-ul meu. Haideți să vă arăt și nou catalog. Da, uitați aici, când tot am deschis aici, aceste... ulei pentru păr uscat și deteriorat cu grâu și nucă de cocos. Organice Love Natures. Ulei pentru păr, formulă non-grasă și ușoară, hidratează și le face părul uscat și deteriorat. Deci așa, mod de folosire, țineți tubul închis în apă fierbinte timp de un minut, rupe vârful tubului și masează conținutul pe părul umed, lasă timp de un minut să acționeze și plătește ca de obicei pentru a obține un păr strălucitor. Eu nu le pun pe părul umed. De obicei le folosesc înainte de a mă spăla pe cap, de a mă spăla părul, și le folosesc așa, ca și mască peste noapte. Și îmi plac foarte, foarte mult. Bun, și acesta este noul catalog, se lansează în două super parfumuri, prin valul ofertelor de vară. Catalog care ține din... este catalogul campaniei nouă, care ține din 22-a 6-a până în 12-a 7-a. Acesta, întindem oferte, super oferte. Tu văzut pe aici multe chestii care mă tentează. Și da, acesta este catalogul. Și sigur nu o să-l mai am data viitoare. Bine, dragilor, mulțumesc că ați venit și acest clip. Până data viitoare, vă pup și vă mulțumesc cu drag. Pa, pa!